să trateze problema relației cu Republica Moldova este un subiect foarte și foarte important pentru noi. Deseori acum discutăm dacă atitudinea României și sprijinul României trebuie să fie condiționat sau necondiționat. Până acum se vorbea că România susține necondiționat demersul european al Republicii Moldova. Eu cred că e timpul să schimbăm nițel anumite accente și elemente în această paradigmă și înainte cuvântului condiționat să adăugăm cel puțin în paranteze necondiționat. Pardon, condiționat. Deci să punem în paranteze prepoziția, sau e prepoziție, nu? Ne. Sau ce o fi? Prefix. Mulțumesc. România are o răspundare deosebită nu doar prin pledoaria la Bruxelles și în alte capitale în favoarea Republicii Moldova. Nu ajută dacă situația din Republica Moldova nu este bună. România a reușit în ultimii ani să genereze câteva modele. Și în primul rând, în domeniul reformei justiției, luptei împotriva corupției și creierii unei încrederi puternice din partea cetățeanului în aceste instituții. Dacă a ajuns DNA-ul să aibă o încredere mai mare de Biserica Românească, și bănuiesc că 6-7 ani în urmă era cam comparabilă cu situația din Republica Moldova, înseamnă că e posibil. Și dacă românii de acolo au reușit, de ce românii de aici nu au reușit? Deci, modelele trebuie să fie transmise, nu doar poftim învățați dacă doriți, cred că trebuie să existe și anumite elemente de presiune. Vreți sprijin, vreți bani, vreți investiții, înseamnă că trebuie să vă comportați așa cum ne comportăm și noi. Noi trebuie să aplicați aceleași standarde, instituțiile să funcționeze într-o manieră